Bună ziua, dragi fete din balanță. Haideți să vedem la balanță. În zaruri. Ce iese? Căutați un secret, descoperiți un secret. Parcă ați terminat o relație sau cineva a terminat o relație și vreți să știți de ce. Sau vă spune partenerul că vrea să termine, nu știți de ce, aflați de ce, o să stați să vă judecați ce este mai bine sau nu, urmăriți persoana, vă urmărește persoana, este multă o toxicitate în relație, în fiecare, dar vă urmăriți unul pe celălalt. Eu văd că această persoană este la fel de geloasă pe dumneavoastră cum sunteți pe el sau pe ea. Văd așa să fie despărțire, văd că vă împăcați, că vă căutați, că dacă n-ați avut relație veți avea sigur. Multă dragoste văd, dar nu văd iubirea adevărată, dar văd dragoste îndrăgostiți mai mult. Îndrăgostitul e una și iubirea e alta. În scurt timp auziți de la această persoană vești sau se întoarce la dumneavoastră. Vă văd împreună, balanța. Unii aveți copii împreună, dar parcă partenerul mai are copii cu altcineva. Da, vedeți? Așteptați așa... Să bucurie veți avea cu această persoană. Unii aveți pe altcineva, mai ales femeia, văd o altă relație, sunteți îndrăgostită de altcineva. Poate vreți relație oficială cu altcineva și vreți să părăsiți acest bărbat pe care l-aveți. Veți face pasul, dar nu acum. Oricum, vă văd bine cu ambii. Dacă aveți doi bărbați, cu amândoi vă văd bine. Cu amândoi vă văd că puteți rămâne. Continua relația. Orice relație aveți, eu văd că veți continua. Dacă încă n-ați avut, veți avea sigur. Că multe persoane mă căutați că nu ați avut. Deci, nu știu acum dacă nu țin minte... semnele de zodiac, pentru că normal vrăjitoarele citesc în cărți Bobby mai de mult, nu erau stele. Vrăjitoarele una și astrologii alta. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.